Salut! Astăzi continuăm devoționalul nostru 7x7 cu tema Duhul Sfânt. Relația cu Duhul Sfânt ca persoană divină cu care putem comunica este unul dintre cele mai esențiale adevăruri ale Bibliei. Unul pe care noi trebuie să-l înțelegem dacă vrem să ne bucurăm de o relație corectă cu Dumnezeu. Adevărata maturitate în Hristos nu vine decât prin cultivarea unei relații corecte cu Duhul Sfânt. Trebuie să recunoaștem Duhul Sfânt ca o persoană divină de o măreție infinită, care a venit să locuiască în trupurile și inimile noastre, să ne restaureze după chipul Dumnezeului nostru și să lucreze planul etern al Tatălui și voia Lui în noi și prin noi. Uneori, unii oameni înțeleg greșit atunci când ne referim la Duhul Sfânt ca persoană. Cred că El are mâini, ochi și urechi și funcționează într-un corp fizic așa cum ni-l imaginăm noi. Dar aceste caracteristici fizice sunt atribute ale corpului, nu ale personalității. Atributele personalității sunt intelect sau rațiune, voință și emoții sau sentimente. Cineva care gândește, simte și își exercită voința este o persoană. Viața noastră pe acest pământ se va sfârși la un moment dat și vom părăsi aceste trupuri. Dar asta nu înseamnă că vom înceta să mai fim persoane. Biblia spune că atunci când suntem despărțiți de trup, suntem acasă în prezența Domnului. Deci vom fi în viață, în prezența Domnului, fără aceste trupuri muritoare. Duhul Sfânt este o persoană care El însuși cunoaște lucrurile lui Dumnezeu și ni le dezvăluie. Nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. Știm de asemenea că Duhul Sfânt a venit să ne învețe. Iisus a spus, dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care Tatăl îl va trimite în numele meu, vă va învăța totul și vă va aduce aminte de tot ceea ce v-am spus. Este extraordinar să știm că pe măsură ce studiem Biblia, avem autorul divin al cărții ca să ne interpreteze și să ne învețe înțelesul ei cel mai adânc, conform cu înțelepciunea divină. Voința este un alt atribut al Duhului Sfânt care ne învață cu privire la darurile Duhului. Dar același Duh face toate acestea împărțindu-le fiecăruia în mod individual, așa cum vrea El. Iar emoția sau sentimentele este atribuită Duhului Sfânt în cererea lui Pavel către romani pentru rugăciune. Acum vă rog, fraților, prin Domnul Iisus Hristos și prin dragostea Duhului. Duhul Sfânt este persoana Dumnezeirii, care trăiește în noi și ne iubește cu cea mai gingașă dragoste. Te-ai gândit vreodată să mulțumești Duhului Sfânt pentru dragostea Lui? Noi mulțumim lui Dumnezeu Tatăl, care atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul Său Fiu. Mulțumim lui Iisus pentru dragostea Lui atât de mare, încât a suferit și a murit pe cruce în locul nostru. Dar trebuie să mulțumim și Duhului Sfânt pentru dragostea Lui. Noi datorăm mântuirea noastră dragostei Duhului Sfânt pentru noi, tot la fel de mult cum o datorăm și Tatălui și Fiului. Duhul Sfânt a venit în lume să cerceteze condiția noastră pierdută, să aducă lumină și convingere, altfel nu am fi putut veni la Iisus. Duhul Sfânt este omniscient, omniprezent. El este persoana divină care locuiește în noi și ne cheamă să-L cunoaștem tot mai mult prin dezvoltarea unei relații personale cu El. Înainte de a se întoarce în cer, Domnul Iisus a spus: veți fi botezați cu Duhul Sfânt și veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Botezul cu Duhul Sfânt este răspunsul dragostei lui Dumnezeu la decizia noastră, copiii Lui, de a avea o relație deplină și personală cu El. Căci în Romani 5:5 scrie că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și de asemenea este o recunoaștere a lui Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieților noastre, pentru că tot Domnul Iisus spune în Ioan că cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, iar cuvintele acestea le spunea despre Duhul Sfânt pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Și vreau să vă spun puțin în ce mod minunat a lucrat Duhul Sfânt în viața mea. În primul rând, unul din semnele botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Este un semn al faptului că Duhul Sfânt locuiește în tine. Cartea Faptele Apostolilor arată clar că botezul cu Duhul Sfânt, atunci la evenimentul acela, credincioșii au manifestat vorbirea în alte limbi. Dacă botezul cu Duhul Sfânt este pentru toți credincioșii și vorbirea în alte limbi este dorită de Dumnezeu și prezentă la fiecare botez cu Duhul Sfânt.
Eu am vorbit în alte limbi prima dată în biserica noastră Antiohia, în urma rugăciunilor fraților mei dragi prin punerea mâinilor și îmi aduc aminte și acum că îmi spuneau cu multă dragoste că Duhul Sfânt este în mine ca un izvor de apă vie și doar trebuie să-i dau drumul prin credință și să deschid gura ca să îl las să curgă. Și așa a fost. Vă mărturisesc, așa cum spune Scriptura în Corinteni, că cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Acest lucru este foarte adevărat. De fiecare dată când am trecut printr-o situație cu adevărat grea, pe care eu, prin puterea mea, nu aș fi putut o gestiona, Duhul Sfânt a preluat frâiele și efectiv a început să mijlocească prin mine, iar eu am început să vorbesc în alte limbi și să fiu întărită. La fel cum la începutul unei relații cu o persoană vorbești mai puțin, iar pe parcurs, după ce cunoști acea persoană tot mai mult, ajungi să stai ore în șir de povești, tot așa și cu Duhul Sfânt. Poate la început ai doar un cuvânt, dar pe parcurs dezvolți o comunicare extraordinară cu Dumnezeu. Când mă rog în alte limbi, din Duhul meu iese dragostea lui Dumnezeu care mă ridică atât la nivel fizic cât și spiritual, iar apoi mă călăuzește în ce direcție să continui, să mă rog sau să acționez spre folosul altora. Duhul Sfânt mi-a dat puterea să lupt împotriva păcatului și să renunț la anumite obiceiuri care mi-afecteau trupul și Duhul și vă spun din toată inima că fără Duhul Sfânt nu am reușit niciodată să trăim o viață de biruință aici pe pământ. Doar cu El în noi putem fi cu adevărat fericiți și împliniți. Să avem pace în minte și în suflete, căsnicii fericite, relații sănătoase și mai presus de orice, curajul și îndrăzneala să manifestăm împărăția celor aici pe pământ și să vorbim oamenilor despre mântuirea pe care o avem de la Tatăl în Iisus Hristos. Mă rog ca fiecare persoană care urmărește acest video să tânjească după umplere continuă cu Duhul Sfânt și zilnică prin dedicarea vieților noastre lui Dumnezeu. Amin. Și ne mai rugăm, Duhule Sfinte, pentru fiecare om ca să dezvolte o relație personală cu Tine, să Te cunoască tot mai mult, să învețe să comunice cu Tine și să asculte vocea Ta pe deplin pentru a împlini voia Tatălui în viețile voastre. Amin. Amin.